găsit, dragii mei! Trăiește departe de zgomotul lumii, răsfoind prin albumul unei vieți ce a cuprins tristeți și bucurii, cuprinzând un întreg univers în cântecele și în privirea ei, ambele inconfundabile. Despre cântecele sale spune că au o putere terapeutică, dezgheață minți și alină suflete. Vom vorbi astăzi despre un destin care nu a cruțat-o de dezamăgiri, de piedici, de neîmpliniri, dar căruia este recunoscătoare pentru tot ce i-a dat. Are o familie minunată și pentru asta mulțumește zilnic divinității care i-a scos în cale și oameni deosebiți. Un om și o poveste în spatele măștii de artist, doamna Elena Sima. Bine ați venit! Bine v-am găsit și îți mulțumesc tare mult! Dumnezeu mi-a scos în cale oameni minunați de la care eu să învăț și care să mă ajute ca harul să mi-l pun în slujba omului. Printre acei oameni sunteți voi, Etno TV, și vă mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația astăzi și să plecăm de la Sascut din Bacău. Cum vă amintiți anii de început, cum a fost relația cu părinții și cum au fost anii copilăriei? Tot timpul am zis că am fost o binecuvântată. Sascut este comuna, dar satul meu natal este Conțești. Cred că nu l-am pronunțat prea bine, nu? Sascut, ai zis foarte bine. Nu știu cum arată raiul, dar satul meu este o gură de rai. Cu dealul și vâlcele, așa cum am așezat în cântec, cu oameni care au trăit frumos în tradiție, în obiceiuri. Atunci când m-am născut era și mi-ar fi drag să spun că și la acest moment este un sat conservator care și-a dorit să conserve, să păstreze, să nu altereze tradiția. Acolo am crescut, într-o familie de țărani, gospodari, o familie de mijloc, poate chiar către rangul superior, vorbind de clase sociale, tăticul meu fiind maestru la SMT, pe vremea aceea știm foarte bine că agricultura era la înaltă cinste. Pentru o vreme scurtă a fost chiar director de SMT, deci într-o familie un pic înstărită din sat, patru fete, o familie care a cununat trei cupluri și care a botezat vreo 9 suflete, atât cât a trăit măicuța mea. Deci ei au fost niște oameni care au investit în tradiție. Eu sunt un om care am crescut în tradiție. Am crescut cu obiceiul nunții, am crescut cu obiceiul botezului, am crescut cu șezătoare în casă la mine, am crescut cu clacă în curte la mine, am crescut cu, știu eu, obiceiuri de ale satului Mama Ploaia, pe care eu o făceam la un moment dat, fiind mai măricică, și multe altele ale satului. Trăiam în respect, nu ne era teamă să ieșim pe stradă, pe stradă, mă iertați, oameni dragi, nu era teamă să ieșim pe ulița satului. Știam al cui este fiecare, de te apuca și noaptea. Nu pățeai nimic pentru că era alucutare și trebuia să ajungă acasă și ajungea cu grijă. Și ce am mai apucat și este foarte, știu eu, tămăduitor pentru sufletul meu, am apucat hora satului pe toloacă. Alții vorbesc despre aceste lucruri din povești. Eu nu le povestesc din poveștile altora, din trăirile mele. Eu am fost un om care am călcat satul în lung și în lat, cu colindatul, cu ratul, cu tot ce înseamnă tradiții în perioada de Crăciun. Eu am fost, actantul care a jucat în diferite roluri tradiționale și, cum spuneam, Mama Ploaia și multe altele care se desfășurau în vatra satului. Actantul care, pentru că până la urmă a fost un rol,
La nuntă am purtat voalul miresei, de la naș la mireasă. Am dus lumânările, am fost partea asta cu domnișoara de onoare pe vremea aceea. Cred că cea care ducea voalul avea un rol așa, dar nu am fost numită niciodată domnișoara de onoare, ci era o bucurie imensă să pot să duc eu voalul și să iau. Oprindu-ne puțin cu nostalgie și dați-mi voie cu scuze să vă întrerup, ce vă amintiți că vă spunea mama? Pentru că spuneați atât cât a fost în viață. Nu am amintiri cu măicuța mea. Aveam 10 ani când a murit mămica, iar culmea, toată lumea vine și povestește atât de frumos și unii pot povesti despre părinți și înainte de acei 10 ani sau în urmă, cum vreți să-i considerați, da, până în 10 ani. Eu cred că pot povesti despre acea perioadă crudă cei care au avut traume sufletești în acea perioadă, adică știu eu, neîmpliniri, supărări, bătăi, atunci normal lucrurile astea îți rămân sădite în suflet, dar dacă ai trăit bine și frumos, nu ai cum să-ți aduci. Singurul lucru pozitiv și frumos pe care mi-l aduc aminte, dar asta pentru că, repet, este o traumă la mijloc și am să spun, copil fiind, am ieșit la sanie, dealul era lângă căsuța noastră, veneau din sat așa mulți, pentru că era cam singurul delușor accesibil pentru sanie. Și am ieșit la sanie și am făcut trenuleț așa cu toată lumea și bineînțeles că trenulețul a ajuns săracul în râpă, cum ziceam noi, și purtam o bertă, se zice la noi, groasă, draga de ea de lână și are niște vergeturi așa cu semne pătrate. Am căzut unii peste alții, s-a înfipt atât de bine berda pe fața mea, încât aveam crestăturile celea bine. De pe modelul așa, ei. Așa, am ajuns acasă și mi-amintesc cum măicuța mea, durerile erau, pentru că nu numai semnul mă umflase, măicuța mea mi-a muiat pâine în vin alb și mi-a pus ca să mă desumflu, să o țin acolo la obrăjor. Geamul era la fereastră, fereastră care dădea către deal, geamul era la fereastră, mă iertați, vedeți cum mă ia nostalgia și bucuria, atâta bucurie am despre măicuța. Geamul dădea în fața dealului așa și îi vedeam pe ceilalți cum se dădeau cu Sania, iar eu stăteam să mă desumflu și măicuța mea spunea, vezi tu, năzdrăvană, am fost o viață, năzdrăvană am fost o viață. Astfel de, și asta amintire o am și era durerea fizică mea că m-am lovit și că poate nu mă lasă să mă întorc la deal, la sanie, dar este mângâierea mea în care pot să revăd și să retrăiesc îngrijirea mamei. Altceva nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte o mângâiere, nu mi-aduc aminte seara la o poveste sau un sărutat pe frunte, cu toate că sunt convinsă, deoarece există scrisori, măicuța mea îi scria surioarei mele mai mari, care era la liceu și era aici la București, la liceu, la cinematografic, și a plecat, vă dați seama, în acea perioadă în care satul încă era tradițional și nu contemporan ca acum, să-ți plece copilul la București, la liceu. A fost o împlinire a lor, dar o durere foarte mare pentru mămica și atunci am scrisorile surioarei mele în care începe așa, dragul mamei puișor, și apoi rânduri și rânduri le citesc, plâng, o invidiez pe surioara mea, dar le iau ca și cum ar fi și ale mele, da? Cred sigur, dacă aș fi apucat-o sau dacă m-ar fi apucat pe mine în perioada aceea de adolescent la liceu și la facultate, cred că mi-ar fi scris la fel. Cred că s-ar fi bucurat de tot progresul pe care eu l-am făcut acum și îi mulțumesc pentru tot ce am reușit, pentru că mi-a sădit o educație morală de o înaltă ținută.
Când ați simțit că vă lipsește mângâierea mamei? Mereu. Mereu, dar mai mult acum. Sunteți dovada via unui om puternic și care demonstrează că poate. Sigur. De asta am și venit la voi. Am venit să spun tinerilor că se poate. Am venit ca om pozitiv, care să arate că dacă muncești și ai încredere în bunul Dumnezeu, Domnul îți scoate oameni care să te ajute. În momentul în care măicuța nu-ți mai este, în vatra satului, tot satul ți-e măicuță. O fi bine, o fi greu, o fi rău, o fi ușor. Asta v-a fost mângâierea de la Dumnezeu? Înlocuirea pierderii? Nu. Pentru că satul, fiecare cu argumentul și cu modul lui de privire, te privește prin prisma lui. Și atunci, fusta e prea scurtă și nu e bine mamă. Unghii n-ai voie, că nu e bine mamă. Să mergi pe stânga, nu e bine, du-te pe dreapta. Și tot felul de... Îi mulțumesc satului meu, dar vă spun că în momentul în care nu ai mamă, în vatra satului este foarte greu. Ei vor să te ajute, eu nu-i judec. Ei doreau să-mi fie un ajutor, dar mie nu mi-au fost un ajutor. Pentru că de-l mulțumeai pe cel care îți spunea că fusta e scurtă, îl dezamăgeai pe celălalt. Și niciodată lumea nu era mulțumită, iar tu erai veșnic rănit. Și atunci drumul meu s-a dus către Sfânta Biserică, către rugăciune și către cântec. Și către cântec. Cântecul mi-a fost alinare, o viață întreagă m-a tămăduit. Dacă am spus, așa cum ai prezentat în deschidere, că eu cred în puterea terapeutică a cântecului, dar eu fiind terapeut de profesie, sunt profesor psihopedagog cu gradul 1 aici în București și lucrez meloterapie prin meloterapie, ajut tineri prin folclor, mă folosesc de puterea terapeutică a cântecului și a folclorului. De ce? Pentru că m-a vindecat pe mine, nu din povești. Niciodată n-am să vorbesc din povești. Da? M-a ajutat tare mult. Repet, Sfânta Biserică cu rugăciunile, pentru că acolo puteam să dezvălui și să spun tot ce am pe suflet, fără a fi judecat. Dar totuși erați foarte mică, doamna Elena, când v-ați pierdut mama. Care a fost cauza morții mamei? Cauza cea mai cunoscută de boala secolului. Da, de întreg globul, da? Deci nu știu cât de să intru în detaliu. A murit. Aceeași boală care strânge pe toată lumea, aceeași boală pe care am urât-o cu toată ființa mea și am crezut și cred cu tărie în medicină că într-un viitor deja este foarte mult, sunt 30 de ani. La fel de banală ca și gripa care poate e a secolului și a acum. Da, așa acum S-a considerat și la măicuța mea, o răceală la început, o simplă răceală care s-a transformat într-o boală care în 7 luni de zile a și așezat-o între cei drepți, sau cum spun eu mai, dar nu spun eu, am jelit mult timp, mă străduiesc aici la voi să nu jelesc, să nu plâng. Sufletul mi-a plâns o viață și îmi plânge. Cineva din lumea antropozofie, pentru că mă învârt și în acea lume și mi-e drag, văzându-mă atât de chinuită și atât de hăituit, sufletul meu a zis la un moment dat: măi, Elena, de ce nu poți să vezi că măicuța ta s-a născut în cer? Atât de mult mi-a plăcut și atât de mult am sădit în suflet acest lucru și spun tuturor atunci când sunt împovărați că de ce să vezi, a murit? Cu toate că e normal să murim, oameni buni, e normal, face parte din cursul vieții, e un prag pe care îl vom trece fiecare, dar atunci mi-a fost așa când mi-a zis s-a născut în cer. Și adevărat, s-a născut în cer și poate stă de-a dreapta Tatălui. Ați fost supărată pe Dumnezeu atunci? Nu, că n-am știut eu ce înseamnă treaba asta, să mă credeți. Deci a fost așa, a luat-o și a luat-o și o vreme a fost
binișor, neștiind încotro și nesuferind foarte mult lipsa ei, fiind 7 ani plecată, 7 luni, mă iertați, prin spital, încă 7 luni nu prea au fost atât de grave, mă înțelegi? Nu, gravitatea a venit în momentul în care, și vreau să vorbesc de pozitiv, cum vă spuneam, în momentul în care am terminat cele 8 clase, scoțându-mi Domnul în cale oameni care au crezut în mine. Am fost un elev bun la carte, profesorii au crezut în mine, se făceau meditații cu cei care aveau potențial financiar, dar printre ei și eu, nu că n-aș fi avut potențial financiar, dar eu de la o vârstă am renunțat la ajutorul tăicuțului meu. Pur și simplu, și nu vreau să vorbesc despre asta. Am renunțat eu și renunțând la ajutorul lui la acea vârstă, vă dați seama că eram foarte crudă și fragedă, către cine m-am îndreptat nu avea posibilități financiare, să având familia proprie, și atunci eu a trebuit singură să dezvolt, să mă dezvolt prin potențialul intelectual pe care, cu care m-a hărăzit bunul Dumnezeu, și am învățat. Și am învățat și oameni, și am demonstrat și oamenii au crezut în mine și au spus acolo unde sunt atâți, putem să mai chemăm unul, uite, avem meditații, crezi că poți veni, te lasă, pentru că da, în Vatra Satului și în familiile tradiționale era cu te lasă, cer voie, nu vino că trebuie să vii, nu. Am mers. Unii au crezut în mine, alții n-au crezut și nu mă refer la oamenii intelectuali. Oamenii intelectuali din totdeauna ei au crezut în mine când i-am întâlnit. Oamenii simpli și nu-i judec, poate din nevoia de a... Că am fost și folosită, am fost folosită, normal, ca și copil fără părinți, la un moment dat, repet, alegând să nu mai stau cu tăicuța, am fost și folosită. Eram un om bun de muncă. Dar eu nu doream munca fizică, pe care am făcut-o cu drag, cu cinste, cu răspundere. Copilul de la țară era un copil responsabilizat. Adică nu trebuia să-mi zică, vezi, eu am plecat la câmp, dar tu trebuie să dai la vacă, trebuie să săpi în grădină, trebuie să faci și curățenie, să mai spargi și niște lemn. Nu, nu, astea nu trebuiau spuse, astea le făceai. Intrau în responsabilitățile zilnice. Sigur. Da? Am terminat clasa 8-a și a venit liceul. Dar tatăl cum s-a acomodat cu perioada de după moartea mamei? Tăticul meu era un om tânăr. A murit mămica la 38 de ani, el avea 39. Era o diferență de un an între ei. Vă dați seama că era foarte tânăr. Nevoia lui era... Să-și refacă viața? Și-a refăcut-o ulterior? Și-a refăcut-o, dar, repet, despre acest lucru nu știu cât... cred că sunt lucrurile noastre de familie și le las acolo. Îl respect, îl prețuiesc, este al meu tăicuță și nu-l judec. Cândva am judecat și am judecat din prisma copilului nesusținut. M-am simțit nesusținută, dar m-am călit atât de frumos. Mi-am dezvoltat un drum. Pot să fac azi lucruri minunate pentru acel trecut pe care l-am avut eu. Da? Am zis, vreau la liceu, la clasa 8-a, credeți sau nu, apropo de copilul satului, al nimănui, mi-au venit pețitori, pentru că neavând părinți, e cel mai comod mod de a, de a așeza pe cineva la casa lui, sau altfel am vrut să zic, dar nu vreau de niciun fel să jignesc pe nimeni și nici să împovăresc pe cineva care mi-a întins o mână și mi-a dat un acoperiș deasupra capului. Bineînțeles că tot Domnul, că m-a iubit mereu, bunul Dumnezeu, eu am știut să intru în casa lui cu smerenie, iar el m-a îngrijit. Nu m-am nimerit să fiu acasă, ce e minunat, așa că cel care a venit împețit avea popedă, se spunea pe vremea aceea, și pământ, și cal, și căruță, și Elena vroia școală și carte. Episodul acesta a trecut, norocul a ținut cu mine. M-am înscris la liceu, oamenii n-au crezut în mine, n-au crezut că voi intra. Eu am spus, vreau la liceu, era un liceu și în comună. În Sascut există un liceu agricol, cred.
Nu vroiam în comună, vroiam să plec. De ce vroiam să plec? Vroiam să scap de gura satului și de gura oamenilor din sat. Vroiam un început, aveam nevoie de ceva nou. Dar de unde capacitatea, de unde personalitatea aceasta puternică, ambiția, oare o moșteniți de la unul din părinți? Cu siguranță. Tăticul meu a fost un om intelectual și a rămas. Mămica mea a fost un om cu carte și un om înțelept. Mămica mea a făcut carte, doar că s-a oprit la cele 8 clase care se făceau la acea vreme. Poate de aceea trebuie să fiți recunoscătoare pentru ceea ce sunteți astăzi și poate dacă la vremea aceea, chiar și tatălui dumneavoastră, că dacă nu v-a întins mâna de ajutor pe care atunci ați fi cerut-o sau de care aveați nevoie, n-ați fi fost omul de astăzi. N-am vrut-o, mă înțelegi? El mi-ar fi întins mâna, dar n-am mai avut cum. Am fost o năzdrăvană și o orgolioasă, da? N-am știut să iert imediat. Eu sunt un om de familie și asta se vede și astăzi. Pentru mine familia înseamnă foarte mult, iar niște pete aruncate asupra familiei am știut să le interpretez de mică, le-am sădit în suflet și, repet, n-am știut să iert. Și atunci m-am îndepărtat, nu am vrut ajutorul nimănui, am vrut să mă dezvolt. Pentru că dacă mergi cu smerenie în biserică și asculți Sfânta Liturghie și tot ce spune preotul la predică, nu e că chiar îți trebuie suportul părintelui și că nu te poți dezvolta. Nu, te poți dezvolta, să ai încredere în tine. În Dumnezeu. Da? În potențialul care ți s-a dat și să asculți foarte mult ce îți trimite semn Domnul. Iar eu asta am făcut. Am crezut în mine. M-am înscris la liceu, lumea a spus, nu s-a scut pentru că nu-mi doream acolo, m-am dus în adjud. Oamenii au spus, ei, du-te și ce, vei veni înapoi. M-am înscris, am fost 3 fete din comuna de la mine, 2 cu părinți și Elena fără. Și minune, Elena a intrat și Elena au intrat, ele fiind cu meditații, în acel grup în care se făceau meditații, erau și ele, mă înțelegeți? Iar eu am intrat. Am intrat și tot tânărului mă adresez și pentru asta, repet, am venit să dau curaj omului, copilului de la sat, da? Că se poate. Când a început școala, eram ca o bezmetică, pentru că nu știam niciunde să mă uit pe listă, să văd unde sunt, la ce clasă, știam că am intrat. Dar liste multe, era a noua A, B, C, D, E, F, G. Unde sunt? Profilul știam, nici la profil nu prea știam să mă uit. Câteodată fiul meu ăsta mic, eu îl cred mare, pentru că eu m-am maturizat foarte repede și spun du-te singur și el zice, tu nu înțelegi, mama, că el este mare și așa, iar eu încă mai am nevoie de voi și câteodată trebuie să fii cu mine. Și atunci mă trezesc și încă o dată mă gândesc cât de adult am putut să fiu la acea vreme, dar, uite, greutăți, nu eram capabilă să mă deslușesc atât de repede pe listă. A fost festivitatea de deschidere și pe urmă toată lumea a plecat la sală cu părintele. Du-te, Eleno, dacă ai unde. Și când am ajuns și eu în sală, când am găsit sala, s-a terminat și festivitatea și, nu festivitatea mare, dar acolo în clasă, dirigintele a vorbit, copiii au auzit, părinții au auzit și deschid și eu, hop, și Elena. Dar făceați naveta atunci până la liceu? Am să povestesc. Și diriginta foarte uimită așa, da, a strigat și spune, ești, aveam și eu un nume. Și eu zic, da, părinți, ești singurică? Da, singurică. Bine, am terminat, au terminat, au plecat și mai departe eu am rămas cu diriginta și acolo am început să lăcrimez și să spun că primisem și eu niște bănuți când am plecat de acasă și a spus, ăștia atât, erau singuri. Pleci luni, vii vineri, că nu am de unde să-ți dau zi de zi, pentru că intrarea mea la liceu n-a fost o bucurie. Mă înțelegeți? Și vii vineri, că n-am de unde o navetă. Era o navetă, 12 km cu trenul pe care trebuia să-i parcurg. Și culmea, am apelat la cunoștințe și la rude să mă primească în chirie. Dar ce chirie? Că n-aveam de unde să plătesc chirie. Și nu m-au primit.
Da? Și atunci m-am dus la dirigintă plângând și spunându-i că nu mă interesează, eu vreau să fac școală și că trebuie să mă ajute. Așa, cu mare îndrăzneală. Ea, draga de ea, și îi mulțumesc tare mult și acum avem o relație frumoasă, a zis că nu-i stă în putere decât domnului director. Și m-a luat de mânuță și la vârsta aceea de 14 ani ai mei, în care fiii mi-o spune că are nevoie de mine și alți copii văd că au nevoie, a deschis ușa directorului și a spus, am și eu o domnișoară, vrea să vă transmită ceva și du-te și vorbește oficialităților, Eleno, și spune că vrei să faci școală. Și cu lacrimi în ochi, nu că vroiam să-l impresionez, ci că mi-era teamă și că mi-era frică și mă gândeam că nu o să mă primească sau că o să zică ce-mi stă mie în putere, ce să-ți fac, tu ai nevoie de bani de fapt, nu? Și am plâns și am spus același lucru, că eu vreau să fac școală și că nu am unde să mă duc și că trebuie să mă ajute. Deci nu era, vă rog frumos, mă ajutați și pe mine. Nu, 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 trebuie să mă ajutați. Soția directorului era în cabinet și o văd și mi-aduc aminte, era domnul Roșca pe vremea aceea și soția a spus, mai o maică așa, moldoveancă de nea. Auzi mă, unde mănânc 100 în cămin, mănâncă și asta. Și el s-a întors, a început să zâmbească și a zis, ai auzit? Dar a început să spună, trebuie să înveți. Trebuie să nu ai absențe, să nu ai medii sub, să nu faci probleme, să nu, să nu, să nu, să nu. Și rămâi în cămin. Și am rămas în cămin. Și 4 ani de zile, familia mea a fost căminul de la liceul Emil Bota din Adjud. Și le mulțumesc cu cerul și pământul. N-aveam straie pe mine, nu aveam pijamale să mă culc seara. Domnul director a spus așa, primul semestru bursa nu ți-o opresc, să plătesc, pentru că bursa era pentru a-mi plăti datoria la cămin. Dar primul semestru, pentru că n-aveam straie pe mine și eram vai de vai, când am luat bursa, a spus în felul următor, iei banii, a chemat persoana responsabilă și i-a spus, îmbrăcați, când vine înapoi să aibă geacă, primul semestru înseamnă a venit iarnă, da? Iar eu n-aveam geacă, nu aveam ghete, nu aveam de niciunele. Și a spus să vă dau banii când vine în semestru 2 să fie îmbrăcată, să aibă cu ce se îmbrăca. Iar la început de semestru a venit un unchi de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, un om pe care eu îl iubesc și l-am iubit și l-am apreciat tare mult. N-aveam cu ce să dorm și vinerea era târg acolo și a venit cu o pereche de izmene, să nu vă minunați, înfășurate în carton, în coală. Era acea coală cărămizie, așa. Și eram la ora de română și eram și eu domnișoară, să nu credeți, 14 ani. Și deschide și el ușa și profesorul de română, domnul Croitor, întreabă, pe cine căutați? Și el îmi spunea altfel, lumea în vatra satului și nu vreau să zic nici acest lucru. Vreau și eu, i-am adus o pereche de izmene, să aibă cu ce să doarmă. Da? Și apoi au fost colegi foarte, foarte buni și empatici și am fost ajutată de colegii mei de clasă. Lunea veneam fără mâncare în traistă și lunea căminul hotăra, noi, toată lumea care trăiam acolo, s-a hotărât să nu să facă mâncare pentru a fi mai ieftin la plată, pentru că oricum veneam de acasă și fiecare venea cu ceva mâncare și atunci lunea mâncam ce aveam în traistă și plăteam marți, miercuri, joi și vineri până la prânz, că seara iar plecam. Să fie mai ieftin, că majoritatea erau din vatra satului, cei care veneau la cămin. Și atunci, lunea aveam sau nu aveam cu ce să vin în traistă. Și colegii aveau grijă să-mi aducă lunea să am și eu ce mânca. Da? Sau, vinerea plecam la colegi acasă. Și veneam lunea ca să am și eu unde să mă duc și de unde să vin. Sau... Adică nu mergeați la casa dumneavoastră? Nu, nu. Acolo unde ați crescut? Nu, nu, acolo am zis că am plecat. Născut. Deci am plecat și de acolo surorile dumneavoastră, de tinerică. Surorile mele s-au căsătorit. Fiecare imediat după ce s-a terminat, după ce a murit mămica mea, s-au căsătorit. Cele mari, iar cea mică a fost înfiată de o altă familie și nici despre asta aș vrea să nu o dezvolt. Suntem 4 surori frumoase și ne ținem legătura pentru că suntem surori și de mamă și de tată.
cea mare la un moment dat, chiar și cealaltă, mijlocie, au ținut, au încercat, dragele, să țină locul măicuței mele mie, cât au putut. Da, dar sunt surorile mele de suflet și m-au ajutat când au putut, dar nu au fost, nu au avut posibilități la acel moment, cel puțin pentru liceu. Și povesteam că la liceu, când plecam cu trenul, deci vinerea, colegii mei făceau chetă și îmi dădeau bani să mă duc acasă, la acea casă unde locuiam. Iar eu, ca să nu-i cheltui, pentru că n-aveam nici de unele, n-aveam ce să-mi cumpăr lucruri intime, femeiești, eu nu aveam să mi le cumpăr, deja crescusem, nu mai zic de straie, de haine, astea pentru mine n-au însemnat nimic. Da? Mă ascundeam în baia de la tren, în WC-ul, și nu luam bilet, să mă iertați cei de la gară, pentru că îmi rămâneau bănuții. Și mi-aduc aminte, flăcăii din cămin aveau nevoie să împrumute bani pentru tot felul de lucruri și de la unele fete împrumutau, dar nu mai dădeau înapoi, dă-mă și mie, știu eu, un leu, și nu mai dădeau înapoi, ori când vedeau că chiar nu mai au de la cine împrumutau, veneau la Elena: Elena, ne dai și nouă, sigur ți-i dăm înapoi, pentru că nu-ți mergea cu Elena. Aveam din acel dar al colegilor mei și le mulțumesc cu cerul și pământul că m-au îngrijit, dar îți dădeam și primeam înapoi. Și am terminat liceul și am fost printre primii din acea donșoară care am venit cu, și nu știu dacă am venit cu traistă, n-am venit cu nimic, nici cu caiet, n-am avut nimic. Deci, pur și simplu, dar eu... Câtă ambiție, da? Ați avut la vremea aceea și simțeați că o să terminați liceul, în ciuda tuturor lucrurilor care s-au împotrivit. Sigur, pentru că, repet, domnul dă semne, trebuie doar să fii deschis. Și mi-am dorit acest lucru tare mult. Mi-am dorit, am terminat, am luat bacalaureatul și apoi, da, între timp, Dumnezeu mi-a orânduit și mi-a hărăzit să merg mai departe la facultate. Și la facultatea 5 în București m-am dus cu pungă. Cu pungă și cu un caiet în pungă, să nu credeți. Și când am ajuns la facultate și când am văzut că toată lumea avea mapă, nici nu știam eu ce e mapă și cu foi și cu nu știu ce, am avut așa o reținere, o rușine, sau nu știu dacă era rușine, mă gândeam să scot, să nu scot, și mi-am scos caietul, asta mă cheamă, îți convine, nu pleacă de lângă mine. Pentru că ce dobândesc ca și cultură generală sau ce sunt eu ca și om, ca educație morală, n-ai să-mi iei niciodată. Vrei să râzi, n-ai decât să râzi. Și la fel la facultate. M-am dus un om cu pungă și cu caiet în pungă și am terminat cu 904. Cred că am fost a patra la universitate. Ați ocupat loc la buget. Da, am terminat, da, la buget. Am tins către partea asta de plată, da, prima dată, pentru că nu mă simțeam destul de pregătită, da? Și am mers la facultate o vreme la cuplată și vă spun și de ce. N-aveați teamă că poate nu vă descurcați? Dar nu, a fost om care m-a ajutat. Deci a fost a mea surioară care a făcut un sacrificiu colosal, cea mare, să mă întrețină. Colosal. Ea trăia în București. Eu am rămas o vreme după liceu în sat, în comună, și munceam pământul și am fost o gospodină înrăită, să zic așa. Eu am respectat pământul din totdeauna, chiar dacă m-a dărâmat, mi-a pus sănătatea la încercare, având multe probleme de sănătate. Și una dintre, cred, ce m-a determinat și mai tare să plec, am fost în câmp. Vedeți, noastră, câmpul, înainte vreme nu te ducea cu mașina, dacă ți-e cald, te duci, dai drumul la aer condiționat, stai un pic la umbră, la prășit, mă refer, da? Apa stă la rece, nu, apa era în traiște la mine în spate, nu mă duceam cu mașina, nici măcar cu căruța, cu calul, poate mă duceam kilometri 5-6 până la pământ, că era spre Siret, pe jos, iar în câmp deschis, în lungă, să-mi spuneți dumneavoastră unde există un copac, să pot să stau la umbră. Și atunci am stat și am prășit cât am putut, iar la întoarcere, atât de cald și de mult a suferit trupșorul meu tânăr, încât
mi-a curs sânge pe nas, am căzut pe marginea șanțului și îmi curgea sânge pe nas. Eram singurică, cineva a trecut și când a trecut m-a îngrijit și a spus mamaia aceea atunci: ascultă, fată, hăi, pune mâna pe carte și pleacă, că nu e locul tău aici. Apoi îndemnul ăla, știți cum l-am lipit de sufletul meu? Și mergeam în câmp în continuare și mi-apărea în cap și în minte că nu e de tine aici. Și știam că nu e de mine aici, pentru că și profesorii au crezut în mine, doar că neajunsurile mă opreau: stai pe loc, Elena, că n-ai ce să faci. Ce să faci? Cine să-ți plătească? Și nici meditații, și nici pregătire, și nici nimic. Și atunci, într-un moment al meu de nebunie, de nu mai pot, am plecat la București, mi-am luat dosar, mi-am luat așa și am plecat la București. La fel, cei de acasă care au fost, unii n-au crezut de niciun fel, ba chiar am fost împinsă cu tot cu ușa: du-te și dacă se poate rămâi, și dacă alegi să pleci, să nu mai vii. Pentru mine a fost balsam, să nu mai vii. Eu aveam nevoie, eu am nevoie de un om care îmi spune: aia ce face și Sima, îi demonstrez ce face Sima. Dar dacă zice de multe ori face bine, 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 s-ar putea un pic să am teamă că de ce să nu dezamăgesc. Eu cred în om și un om care mă alege înseamnă că a crezut în mine și vreau să-l reprezint cu cinste. Și am plecat la București. Adevărat, a fost universitate, prima dată facultatea a fost am ales la cuplată pentru că, repet, mi-era teamă că n-am să pot să intru, iar un eșec nu-mi permiteam. Asta însemna să mă întorc înapoi. Și nu vroiam să mă întorc. Iar sora mea a făcut atât de multe sacrificii, m-a primit și am dormit cu ea și la ea, într-o cameră cu chirie, era ea, soțul, fata ei și eu, să nu credeți că era comod. Mi-a plătit pe toată perioada facultatea, cărțile, caietele, dar la fel bunul Dumnezeu m-a ajutat. Am avut o colegă minunată, soțul, tatăl ei lucra în primărie în București, una dintre. Păi când toată lumea își cumpăra cărțile la universitate, știm și noi, la facultate, profesorul scoate cartea și cam trebuie să o cumperi. Și toată lumea o cumpăra, cumpără Iulena, cu ce să o cumperi? Și domnșoara spunea, o face la tata, la secretariat. Și îți fac, o cumpăr eu și îți fac și ție o copie. Și uite așa, a avut Elena toate cărțile. De ce? Ori erau oamenii trimiși în viața noastră, da, prin Dumnezeu? Da, da, eu cred în lucrul ăsta. Și am terminat, cu medie mare și am terminat și am intrat pe post imediat. Deja din anul întâi de facultate eu am intrat ca și voluntar la o școală în București, la un centru în București cu persoane cu dizabilități, pentru că ăsta mi-e domeniu de specialitate. Am fost acolo în practică, i-am întâlnit și am spus că acolo e locul meu și că acolo o să vin și că acolo o să predau. Și așa a fost, trebuie să crezi. Acolo m-am întors și acolo mi-e locul de muncă și la acest moment. De persoanele cu dizabilități, lumea de obicei fuge. Eu i-am înțeles. Eram handicapată ca și ei. Numai că era altfel de handicap. Al meu era sufletesc. Ei m-au înțeles și eu pe ei. Și m-am dezvoltat atât de frumos alături de ei, încât n-aveți habar. Dar pentru că am urmat o universitate la cuplată și pentru că aveam potențial, asta a fost o rană pe sufletul meu. A fost un pas în față, să nu mai fiu ce am fost. Când am terminat, m-am angajat. Asta a fost un mare lucru în București. Tu, nici ca nimeni de la țară. Dar pentru că știam că eu pot și că sunt un om de buget. Dar în toată acea perioadă ați locuit cu sora, cu soțul și fica lor? Nu, da. În toată perioada în care am fost student, am locuit cu ei. Și, repet, sora mea a fost omul care a plătit, care m-a susținut, care a investit. Căsătorită pe urmă... Cum l-ați cunoscut pe soțul? Am să povestesc. Căsătorită pe urmă am vrut să-mi demonstrez că eu am potențial, pentru că știu că am. Și pentru că oamenii din intelectuare au spus tot timpul: tu poți, Elena, tu ai posibilități. În 2016, având și doi copii la un liceu care presupunea să le acorzi multă atenție și îngrijire, și o să vorbim despre asta, m-am înscris la Universitatea în București, la
master etnologie, antropologie culturală și folclor, facultatea de litere. Și am zis, dacă intru la buget, rămân. Dacă nu intru la buget, nu rămân. Și am intrat la buget. Femeie măritată, cu doi copii, cu profesie în învățământ, mă duceam la școală, cu carieră în artistică, pentru că deja eu aveam o carieră artistică, și cu zi de zi să întrebați, și fac public pentru că fac public și nu mi-e rușine, zi de zi, seara de seară la cursuri. N-am lipsit de la cursuri. Am fost nelipsită. Și nu numai eu, și soțul meu a mers împreună. Împreună ne-am înscris, am zis, intrăm la buget și dacă am fi primii sublinie. De sublinie. Da? Și tot e minunat. N-a fost chiar așa și am intrat. Deci, mi-am demonstrat mie, de multe ori am fost omul care să-mi demonstrez mie. Eu nu sunt să demonstrez cuiva ceva. Nici nu mă pasionează. Vrei să-ți demonstrezi ceva și eu cu ce am greșit să-ți demonstrez ție ceva? Nu îți demonstrez nimic. Eu cred în tăria bunului Dumnezeu. Am învățat pe parcurs și să iert și să susțin, să ajut. Credem că dacă ajutăm, nu știu, unii ajută și apare sentimentul ăla de mărire, supramărire, ce tare am fost eu că am ajutat. Nu. Am ajutat și plec capul cu smerenie și mulțumesc Domnului că mi-a dat șansa să-l ajut pe cel pe care l-am ajutat. Cam asta înseamnă ajutorul, iar iertarea la fel. În primul rând, poate am judecat satul, l-am judecat. Tot. Iar acum îi mulțumesc cu cerul și pământul că dacă sunt ce sunt, datorită acelui sat care mă lua la biserică, care mă sfătuia, care atunci când m-am tăiat în talpă, da, sunt povești, am povești multe și frumoase ale satului. M-a pus tăicuțul meu să păzesc oile și caprele. Și bineînțeles că numai la capre și la oi era singura mea ieșire. Tăticul meu a fost un om sever, pentru că a fost un om cu funcție și când copiii jucau mingea în fața porții mele, eu eram dincolo de poartă pe pătură și trebuia să citesc. Dar și pentru asta îi mulțumesc că sunt ce sunt. Și m-a trimis cu oile, atât puteam să ies și eu la copii. Când mă trimitea cu vaca, cu oile și mai știu eu ce lucruri se fac. Și oile pe drumul lor și eu pe al meu la joacă. Și bineînțeles era primăvară și au intrat în vie, dăduse mugurii, da, dăduse și au mâncat în via mea. Și au mâncat într-un mare fel, da, și când tăticul venea cu tractorul acasă, pentru că era maestru, repet și așa, nu toată lumea. Tăticul venea cu, ziceți, combina acasă. Deci din câmp îl vedeai că ajunge și trăgea. Tăticul venea cu trailerul, cu tractorul, dar cu trailerul mare și așa, și auzeai zgomotul ăla, și fugeam acasă de nu prindea puternicile, erau în urma mea. Și când l-am văzut, mi-am adus aminte unde sunt drăguțele. Și fugele, nu, bineînțeles, când le-am văzut în vie, nu știam. Aveam papuci de cauciuc șlapi, da? Și i-am lăsat că mă împiedicau și nu mi-erau de folos și pe râpă tai-o cât poți de tare și de repede să scoți oile din grădină. Și lumea pe vremea aceea nu erau tomberoane. Nu era așa cu ecologia. Nici nu se groapa de gunoi. Era râpa de gunoi, nici măcar o groapă de gunoi, unde se aruncau acolo de toate pentru tot și o sticlă mi-a tăiat foarte tare piciorul, talpa piciorului. N-am simțit. Severitatea lui tăticu era mult mai mare decât durerea piciorului, adică mă gândeam dacă vai de viața vieților, vițișoarelor, vițișoara mea, dacă aude că și fugi și scoatele și le-am scos, le-am adus în curte, bineînțeles, el cu ale lui că venise la masă, dacă nu mă înșel, că venea la prânz la masă și aveam așa un butoi mare de plastic plin de apă de la streașină, că la fel era fântână și nu erau ca acum, satul meu nici acum nu are apă, tot de la fântână aduce. Tăticul fiind, repet, așa, cu o mică mare funcție, își permitea să aibă cazane, butoaie mai mari, le aducea, îi rămâneau, treaba lui cum făcea lucrurile, le făcea bine, când am băgat piciorul în acel butoi de la, cu apă, deci s-a făcut apa roșie, da? De ce spun asta? Pentru că vorbeam de sat și mă întorc la omul înțelept de la sat. Au fost două zile, trei, în care nu a deschis ușa nimeni să vadă
dar nu știa, tăticul nu știa că m-am rănit pentru că eu nu i-am spus, de teamă să nu fiu certată. Dar nu numai tăticul meu era așa, să nu înțelegeți lucrul ăsta, așa e omul la sat, așa sunt. Și atunci eu nu am îndrăznit să-i spun, cine era în casă n-avea interes să deschidă ușa, să mă întrebe, trăiești, ai murit, ce-i cu tine, a pățit ceva. Și la un moment dat, oamenii, mămica mea a fost un om tare iubit de sat și tare a dăruit. Noi aveam covată când se făcea cozonac cu mămica, împrumutat la tot satul covata. Aveam mașină de făcut miez de nucă, mămica împrumutat la tot satul. Costume tradiționale și așa, mămica împrumutat la tot satul. Și multe, multe. Noi am avut televizor, venea lumea să vadă viața satului și știu eu, emisiuni. Aveam radiocasetofon să ne înregistrăm. Și atunci lumea o iubea și la ceva timp lumea s-a sesizat că nu ies. Ce se întâmplă? Și într-un moment când n-a fost nimeni acasă, că era așa și cu pânda, n-a fost nimeni acasă, una dintre vecinele din sat au deschis ușa, tantea Nică, să trăiești și astăzi și mâine și poi mâine. Aoleu, mamă, dar ce faci? Unde ești? De ce nu mai ieși? Și era piciorul meu umflat. A zis, ia să văd ce-ai pățit. M-am tăiat, iar pielița a fost despicată și dedesubt, bineînțeles că s-a prins gunoi, iarbă, iar eu am tras-o la loc, mama e de pieliță. Că s-a infectat. Și acolo era gunoi și era, du-te la spital, ce vorbești pe vremea aceea, ce spital, ce clinică, ce medică, era moașa satului care venea, dacă venea, te duceai la sascut târg, cum spuneam noi, că na, era acolo. Nu știu dacă era doctor, cred că era doar moașa asta care putea să-ți facă ceva. Nu știu, nu vreau să vorbesc, știu de moașă și atât. Cine să mă ducă? Ar fi fost tăticul cu tractorul, asta trebuia să știe despre mine, da? Nu vroiam și nu s-a spus. Și atunci a venit tantea Nica, mi-a tras pielița în jos, drăguța, mi-a scos firicelele de iarbă, nu vreți să știți durere, da? Și apoi cu leacuri băbești și cu cele tămăduitoare, da, sunătoare și mai știu eu ce alte leacuri puse la macerat, cu ulei, cu spirit, cu ce a pus ea de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 10 ani, a venit și mi-a vindecat piciorul. Să nu credeți, am și acum o bătătură acolo în picior și când calc, mai știu eu pe un pietroi, mă cam doare, dar așa m-a vindecat. Și atunci satul ăsta, care poate din prea multă protecție m-a rănit. Dar el nu și-a dat seama. Și de asta nu vreau să-l judec și spun, i-am iertat și le mulțumesc pentru toate câte m-au învățat. Ei m-au dus la biserică, ei m-au, știu eu, învățat tot ce înseamnă obicei și tradiție în satul tradițional românesc. Așa mi-ar fi fost drag să apuc satul arhaic. Mămuca mea povestea despre satul arhaic. Și dacă spun următoarea poveste, am mai spus-o tinerilor. Vai de mine ce înapoiată era lumea. Ei, uite că oamenii ăia sunt strămoșii noștri și ne-au lăsat multe lucruri frumoase, printre care pământul, limba și credința. Astea trei ei ne le-au lăsat. Spunea mămuca mea când era fată tânără, gardurile, ca acum de 2 metri, să nu vezi ce are omul în curte, nu exista așa ceva. Din niște nuiele împletite sau știu eu ce arac pus și ieșea fata în sat. Păi dacă vezi pe gard izmene, se spălau și se aruncau pe gard, nu culme, nu, se aruncau pe gard. Să nu te uiți că rămâi însărcinată. Și nu ne uitam, mamă, și nu ne uitam. O vreme zău am crezut și eu. Mă înțelegi? Cu toate că nu mai era gardul acela, era gard normal și vedeai culmea. Și în momentul în care vedeai o pereche de izmene, mi-a părea așa mămuca în cap și întorceam capul, crudă, copil fiind. Apoi m-am amuzat. Da, mă trag din acel neam. Dar nu numai eu, dragilor. Și voi vă trageți. Toți ne tragem din neamul acela. Acele lucruri i-au rânduit pe ei atunci, ne-au transmis ce au putut generația următoare, și generația următoare fiind părinții noștri, și mă întorc aici la tăticul, la mămica, care au cununat, care au dăruit. Când făta vaca,
pentru că ai mei au avut veșnic animale și aveau vacă și nu aveai voie în perioada comunistă să păstrezi, da? Să trebuia să dai statului tot, tăticul meu a dăruit fiecărui finuț. Imediat, ca să nu ajungă să dea statului sau știu eu, da, trebuia să tai, să dai, n-aveai voie să tai. Lua și dădea, după ce o înțărca, îi dădea de pomană cu lumânare finuțului vaca aceea și lui finuțul celălalt, când făta vaca din nou, vaca cealaltă. Asta însemna și un pic de ajutor în a te autogospodări, da? Dar și luatul acela în serios al nașului. Și totuși atât de multe lucruri pe care le aveați în familie și nu erați tocmai o familie modestă și cu neajunsuri, ați fost copilul care a venit la oraș, a urmat un liceu, ulterior o facultate și a cunoscut sărăcia și lipsurile. Le-am cunoscut, repet, că am fost o orgolioasă și că am vrut să le cunosc. Da? N-am vrut ajutor. Dar vă părea rău la vremea aceea de decizia luată și vă chinuiți prea mult? Nu mi-a părut rău deloc. Am judecat. Am judecat că... dar nu cu părere de rău, nu e că îmi părea rău, ci pur și simplu constatam că aș fi putut beneficia eu de tot ce dobândise tăticul meu ca om cu studii și om intelectual în comună. Da? Tăticul meu a ajutat pe foarte multă lume. Fiind un om cu funcție, i-a dat serviciu lui ăla, i-a adus, i-a învățat meserie, la tractor, repară, fă. Și apoi, dacă aveai un loc de muncă, prin tăticul meu, mulți dintre oamenii ăștia și-au luat apartament în Sascut, că erau blocuri, da? Și și-au luat apartament. Și mi-era... Nu invidie, că un copil nu știe să invidieze greșit. Cine spune că copilul invidiază e fals. Nu, dar aveam așa o doză de nu știu dacă de ciudă, pe cel pe care tăticul meu l-a ajutat și trăia la oraș, copilul lui venea în sat, când era micuță, și venea ca copil, ca și copil de la oraș, înțelegi, cu cadă, cu mai știu eu ce, și se dădea un pic mândru așa, cu toate că el venea la bunici și deschidea o ușă vai de ea și nu avea nici ce aveam eu, să spun așa. Repet, că am fost un copil care am avut televizor, casetofon, pe vremea când lumea nici nu visa că e posibil. Tăticul meu n-a vrut. Tăticul meu a vrut să ajute și a ajutat. Și a ajutat pe ceilalți. Iar eu, la rândul meu, repet... N-am vrut ajutorul lui. L-am judecat atunci sau, repet, nu e de judecat. Nu știu ce am făcut. Am făcut ceva. Se întoarce binele făcut? Vă place, cred, mai mult să dăruiți sau da, să primiți? Nu. Dar vreau și vreau să înțeleagă tot omul. Să știți primi. Să știți primi, pentru că ăla care dăruiește, sunt unii care dă... Vedeți, mai este o carte, Mos, dar contradar. Da? Ce înseamnă asta? Adică și o obligație, am dăruit, păi uite, îți dau de ziua ta, aule, dacă mi-a dat, când ne vine rândul. Eu nu vreau așa ceva. Eu nu dăruiesc ca tu să-mi dai înapoi mie. Nici că vorba. Că până la urmă nu mai e vorba de un dar. Pentru că eu dăruiesc și foarte greu. Dacă am ajuns să dăruiesc cuiva, înseamnă că chiar merită. Pentru mine trebuie să meriți. Eu nu dăruiesc doctorului. Eu nu dăruiesc directorului. Nu vreau să-ți dăruiesc. Dar dacă mă duc și îți dăruiesc până la urmă, înseamnă că ai meritat. Trebuie să meriți lucrul ăsta. Dacă aștepți că Elena are posibilități și Elena îți dă, ai să fii dezamăgit. Pentru că Elena știe să sufere și știe să aștepte. Am așteptat ani de zile, am suferit ani de zile. Parcă ce e suferința ta nu înseamnă nimic. Mult n-am mai rămas din această emisiune de colecție, doamna Elena, dar aș vrea să ne spuneți pe scurt cum v-ați cunoscut soțul și cum v-ați decis să întemeiați familia care, din care, iată, rezultă doi copii minunați, doi băieți să vă trăiască. Deci eu v-am explicat că am intrat într-o școală, am zis acolo e locșorul meu, acolo voi propovădui, acolo voi ajuta. Soțul meu era profesor acolo, în școală. Eu am făcut voluntariat acolo 3 ani de zile. Era un om, un flăcău curtat de toate fetele de acolo. Nu am gândit eu că prăpădita de mine va fi cea aleasă, pentru că așa eram. Eram o prăpădită care venisem să ajut și care mă dedicam cu toată ființa mea acelor copii. Prima dată m-a luat valul, pentru că ei sunt...
minunați și ți-e teamă și ți-e milă și e greșit să-ți fie milă. Dar la început nu aveam experiență și mi-a fost milă, după care am zis, mie nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată ca să-i fie milă cuiva de mine și atunci cred că nici lor. Și am comunicat de la suflet la suflet pentru că ei sunt unii neputincioși în a grăi, în a se exprima verbal, trebuie să le înțelegi sufletul. Și acolo l-am întâlnit pe soțul meu. Păi dacă un bărbat poate să pătrundă un suflet a unei persoane cu dizabilități, să o accepte, să o îndrume și toate celelalte, nu poate fi decât un om minunat. Și așa l-am cunoscut pe soțul meu și așa s-au întâmplat minunile. Mai departe, de suntem și avem... A fost dragoste la prima vedere? Nu știu dacă, n-aș vrea să propovăduiesc asta, pentru că m-aș minți și pe mine și pe el. Aveam deja o vârstă, dar a fost omul la care am râvnit, nu că l-aș fi vrut, doar mă uitam așa cum fetele aveau ochi pentru el și cum el se dedica atât de frumos acestor copii și mă întrebam așa, Doamne, cum se poate un bărbat? Cu asta v-a cucerit, însă l-ați întrebat vreodată cu ce l-ați cucerit dumneavoastră? Da, eu am fost feminină din totdeauna, am fost o năzdrăvană din totdeauna, n-am fost ceea ce, nu sunt falsă, dar ceea ce sunt când port costumul tradițional. Pentru mine costumul tradițional înseamnă ceva și îl respect și înseamnă, cum spuneam, pe umeri, acei străbuni și toate celelalte. Am fost o năzdrăvană, da? Și la petreceri am știut să mă distrez, nu neapărat să dau peste tine, să te... Eu cu mine, eu știu să mă distrez, eu pot să mă distrez. Și atunci el a spus cândva altui coleg într-un moment că da, dacă Irena ar fi fost dispusă și ar fi dispusă eu și mâine aș fi să mă căsătoresc cu ea, adică așa. Iar lucrurile s-au întâmplat, nu știu, natural, firesc, un pic obraznic din partea lui, dar eu am putut să înțeleg o obraznicie normală, dar pentru mine care veneam cu izmenele după gard și o atingere era dificilă. Ne-am dezvoltat frumos împreună, ca și familie, propovăduim amândoi în numele culturii tradiționale, suferim de tot ce înseamnă depopularea satului la acest moment, încercăm împreună să ajutăm la salvgardarea, la conservarea, la păstrarea și perpetuarea corectă a tradiției românești și aici mă întorc către cei care ne privesc și voi, Etno TV, să știți că aveți o mare răspundere în această direcție, pentru că sunteți un post urmărit și un post care v-ați asumat tradiția culturală și atunci răspunderea voastră este colosală. Mergând prin străinătate, nu știu cât de des, dar merg și deschid ușă de restaurant românesc. E normal. Postul pe care îl vezi la televizor este Etno TV. Și nu pentru că nu mai pot eu acum și vreau să vă laud și vreau... Nu. Vreau să vă spun că omul din afară se hrănește cu ce dăruiți voi. Că omul are nevoie de rădăcini, are nevoie de identitate națională, zonală și că voi aveți obligația să le păstrați nealterate, să le cerneți, să nu le încurcați, să nu încurcați chiciu cu tradiționalul, naționalul, cu arhaicul. Este... Atâta, eu așa văd, așa mare răspundere aveți să vă ajute Bunul Dumnezeu să le filtrați corect și să nu dezamăgiți. Mulțumim, doamna Elena. Acum când se vorbește atât de mult de globalizare, acum când avem nevoie de identitate, încă o dată mă întorc. Voi sunteți răspunzători pentru că sunteți un post național, pentru că v-ați asumat cultura tradițională și cântecul popular face parte din
folclor, din cultura tradițională. Pentru că emisiunea face noastră parte tot din... și ce frumos trece repede, aș vrea acum pe finalul ediției să vă întreb ce v-ați învățat copiii pentru o viață fericită? Sau ce îi învățați pentru a avea o viață fericită? Copiii mei să iubească. Să iubească. Când spui a iubi, nu o iubire doar de mama, doar de tata. Dumnezeu ne-a lăsat și dacă vrei să fii fericit, trebuie să iubești tot. Uite floarea asta, uite pe tine, sau să găsesc ceva frumos la cel din fața mea, care să-mi aducă bucurie și să mă facă să-l iubesc. Eu când întâlnesc cu oameni, nu vreau să văd rău din el. Dacă mi-l scoate, eu tot sap. Ceva trebuie să aibă bun și frumos. Și cu aia mă hrănesc. Și așa privesc omul ăla, nu cu răutate. Doamne ajută, dacă a scos răutatea și n-am putut să filtrez imediat ca și terapeut ce sunt, să pot să-l ajut, rog pe bunul Dumnezeu să-mi dea acea sclipire de moment, să mă retrag în mine și măcar de două ori să respir. Să pot, pentru că de unde vine omul ăla, poate a întâlnit o energie negativă, poate ceva l-a determinat, poate că nu e rău. Oamenii nu sunt, noi nu suntem răi. Noi nu suntem răi. Noi suntem oameni veniți pe lumea asta să facem bine, să ajutăm, iar societatea câteodată ne determină. Dar fraților, și ce dacă mă determină societatea, nu mă poate manipula și nici controla. Eu cu mine, eu sunt cu mine, psihicul este al meu, sufletul este al meu, eu mă controlez, eu pot să zic atâta vreau de la omul ăla și vreau numai să iau frumos de la el. Dacă dă rău, să dea cui poate duce. Atunci când mă izolez, și termin cu asta, că avem momente și lumea spune, Sima se izolează pentru că simte energiile negative și fug de ele. Eu dăruiesc doar energie pozitivă, dar se cătuiesc și eu la un moment dat. Și atunci... E o normalitate. Dacă mai îmi dai voie, apropo de terapie, să spun așa, că muzica este, încă o dată, cel mai bun leac, cea mai bună terapie și... cum e ritmul în mod special, are repercursiuni sau se lipește foarte bună, foarte bine instinctelor. Melodia se dedică sentimentelor și sufletului, iar armonia merge către inteligență. Alegeți când vă e greu ce vă doare, ce vă doare. E vorba de simțire, gândire, voință. Ce nevoie am? Sunt prea mult extrovertit, prea în afară. Uite, eu ți-am spus ce poți să alegi. Ești prea mult introvertit în interior. Eu îți spun ce să alegi. Ai probleme sufletești. Poți să-ți le vindeci. Muzica este cel mai bun leac. Iar muzica în stilul baroc vindecă 99%. Mulțumesc din suflet pentru distinsa prezență la Folclorul sub lupă, iar pentru voi, dragi telespectatori, ne vedem la o ultimă ediție din acest sezon al emisiunii Folclorul sub lupă. Vă mulțumesc pentru toată prețuirea și pentru că ați stat cu ochii pe Etno TV și pe această frumoasă emisiune cu lecții de viață, așa că nu uitați, joi începând cu ora 19, o ultimă ediție a emisiunii din acest sezon Folclorul sub lupă. Până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!